că bănuiesc că are o anumită poziție și Partidul Social-Democrat vis-a-vis de ce se petrece în țară în momentul ăsta. Vă Sigur, ascult. după cum vedeți și la nivel central, Partidul Social Democrat a încercat să facă tot posibilul prin oamenii pe care noi am trimis în Parlament, astfel încât aceste măsuri care, așa cum spunea și președintele Victor Ponta, reprezintă un genocid social la nivelul a aproximativ 9 milioane de români care vor fi afectați de aceste măsuri pe care le ia guvernul Boc. Sigur că un al doilea aspect important este faptul că această lege care a trecut prin Parlament datorită faptului că nu s-a adoptat moțiunea de cenzură, va fi contestată la Curtea Constituțională. Ne gândim foarte serios ca dacă Curtea Constituțională nu va soluționa favorabil solicitarea PSD și organizația din Ogna Mureș să asigure asistență juridică pensionarilor care doresc să acționeze statul român în judecată. Deci noi vom stabili un program la sediul Partidului Social Democrat și vom acorda asistență juridică gratuită pensionarilor care vor dori să acționeze statul român în judecată. Este inadmisibil ca în anul 2010, în condițiile în care la nivel central ministerele nu și reduc cheltuielile, sunt cel mai mare număr și poate Radu să îmi confirme sau să infirme acest aspect, este cel mai mare număr de secretari de stat pe care guvernul României l-a avut vreodată. Vedem pe media în fiecare seară că se cheltuiesc sume uriașe pentru pixulețe, brichete, patinoare și așa mai departe și nu există niciun plan economic de redresare a României. Nu trebuie să facă decât să se uite la guvernul maghiar și dincolo la bulgari. Am văzut în Parlamentul României, sau nu în Parlament, îmi cer scuze, la o emisiune, o poziție exprimată de deputatul minorităților, care a votat pentru moțiunea de cenzură și care spunea că a luat această decizie datorită, Deputatul bulgar. deputatul bulgar, datorită faptului că a studiat puțin măsurile care le ia guvernul bulgar. Și față de ceea ce se întâmplă la noi, ei totuși au luat niște măsuri care, după cum anunța și pe media, s-ar putea ca în cel mai scurt timp bulgarii să iasă din criză. La noi, în afară de a tăia aceste venituri, guvernul nu vine cu niciun fel de soluție, ceea ce este grav și tragic. După părerea mea, aceste măsuri nu vor avea niciun fel de efect scontat. Mai mult, în toamnă, probabil că vom asista și la creșterea taxei pe valoare adăugată și a cotei unice. Și asta sigur că și Radu o să are mai multe informații cu certitudine ca și noi din teritoriu și sunt convins că toate demersurile pe care ei le-au făcut astfel încât acești oameni care au venituri cei mai mulți dintre ei sub 1000 de lei să nu fie afectați de aceste măsuri. Probabil că se puteau găsi alte modalități, înghețarea pensiilor, dacă se impunea neapărat o reducere a acestor pensii, se putea face într-o anumită tranșă, peste un anumit nivel. Deci este inadmisibil ca să tai 15%, indiferent de în ce cuantum este pensia. Și domnul Boc cu pensiile nesimțite o tot dă de un an și jumătate, de 2 ani, de când e prim-ministru. Tot spune că acele pensii nesimțite. Inclusiv am stat acum, acuză Parlamentul că a introdus moțiunea de cenzură ca să afere pensiile nesimțite. Păi, el crede că oamenii ăștia, românii, sunt chiar așa de fraieri, nu-și dau seama cât au fost mințiți de PDL și că în prezent PDL-ul nu are soluții? Deci, și un alt aspect care aș vrea să-l aduc în discuție. S-au discutat de pensiile nesimțite, s-a discutat de cumulul pensiei cu salariul. La fel, domnul Boc spunea, nu e admis în România, așa, dădea și un prag acolo, 1700. Păi dacă 1700 e nivelul în care nu mai putem cumula pensia cu salariul, păi înseamnă că nivelul de 1700 de lei este nivelul minim la care un om trebuie să supraviețuiască. Păi și acum venim cu măsuri și tăiem 15% de la el care are 1000 și sub 1000 de lei. Deci, după părerea mea, ceea ce se va întâmpla și efectele se vor vedea din septembrie încolo. Pentru că acum e perioada de vară, utilitățile sunt Minime. minime, sunt reduse, dar din septembrie noastră o să vedeți ce se va întâmpla, pentru că și așa lumea e sărăcită. Și așa sunt oameni care au credite, au rate, au. Și să vii cu o astfel de măsură este, așa cum spunea și Victor Ponta, este un genocid la adresa poporului român.
Deci eu îl completez pe colegul meu Mircea. Vă rog. Într-adevăr, mă repet un pic, problema este următoarea. Din moment ce România e în pragul prăpastiei, exact cum a spus el, trebuia să se facă o impozitare graduală a pensiilor. Deci, încă o dată spun, să zic, 1700 rămâne neimpozitată, nediminuată. De la 1000, dau exemplu acum, de la 1700 la 2500, un procent de 3-5%, s-a și făcut un calcul în cadrul partidului, de la 2500 la 5000, 10-12%, de la 5000, 30% până la 10.000 și de acolo puteai să iei 70-80%. Pentru că nu mănâncă nimeni, domnul bucătarul, cu 7 guri. Da. Tot cu o gură mâncăm. Problema este următoarea. Mie mi se pare inadmisibil să impozitezi inclusiv ajutorul de șomaj. Deci aceasta e o chestiune dusă la maxim. Deci nu există așa ceva. Eu cred că nu există stat în Europa, în comunitatea europeană, să impoziteze ajutorul de șomaj. Da. Să-l diminueze cu 25%. Pentru că vreau să vă mai dau o chestiune și cu asta vreau să vă informez că am cerut demisia domnului ministru Șeitan pentru dezinformarea României. Domnul ministru Șeitan, într-o emisiune publică, a spus că România este sub media europeană la șomaj. Fals, dragi telespectatori. Pentru că domnul ministru Șeitan a uitat niște chestiuni logice care în comunitatea europeană se bifează. Adică, el a comparat media șomajului la nivel național cu media șomajului la nivel european. Dar el n-a contabilizat niciodată acei oameni care își ies din drepturile de ajutor de șomaj și de indemnizație de după șomaj, care de fapt în România sunt foarte mulți. Acesta este motivul pentru care în cadrul Parlamentului i-am cerut demisia ministrului Șeitan. Acest ministru, eu zic, după părerea mea, este cel mai slab ministru care l-a avut România la Ministerul Muncii. Este un ministru care a ciontat, să zic pe românește, pensiile câștigate prin muncă de români. Un drept care nici Ceaușescu nu l-a luat la nimeni. Întotdeauna, și când a fost guvernul Năstase, care a fost cel mai bun guvern al României, s-au mărit. Chiar dacă s-au mărit doar cu inflația, dar pensia n-a scăzut niciodată. Tot datorită PSD-ului s-a ajuns la pensia minimă și acest guvern, Boc, 3, 4, N plus 1, nu știu cum să-i mai spun, a ajuns un guvern care intră în istoria României, cel care a tăiat pensiile acestor părinți și bunici a noștri. Mulțumesc. Mă scuzați, m-am înfierbântat un pic. Nu, stați liniștit, că păi, de-aia v-am chemat să vă înfierbântați, că nu, pe mine, nu trebuie să mă asculte pe mine, telespectatori, că sunt sătui de mine. Numai o secundă vă cer scuze să fac un anunț. Avem aici telefonul pregătit și rog pe distinșii noștri telespectatori să îndrăznească că ce se întâmplă? Vă repet ce vă repet de fiecare dată, că noi mai practicăm chestia asta cu telefoane în direct cu domnul primar, care a avut bunăvoința să accepte să vină în fiecare sfârșit de lună să, corect, corect, să informeze așa populația despre ce se întâmplă în primărie. Și populația să aibă posibilitatea să-i pună întrebări. Noi nu aranjăm întrebări, nu facem chestii, dar așteptăm. Și pe dumneavoastră, v-am adus aici, acum să nu se uită lumea la noi să ne admire cât suntem de cu cravăți și cu cămăși albe. Trebuie să ne pune întrebări, adică nu mie, că da, poate să-mi pună și mie, că și eu răspund dacă e cazul, ce mă pricep. Dacă știu ce mă întreabă, răspund. Dar dumneavoastră, în principiu, trebuie să vă pună întrebări, pentru că ce se întâmplă? Foarte mulți oameni mă întâlnesc pe stradă cu dânși și îmi zic,
domnul Florin, da, mai zile, domne, la ăia și de... Stați, mă, oameni buni, eu ce să le zic? Eu le zic eu. Eu sunt un realizator de o emisiune, că nu am nicio treabă, degeaba întreb eu. Oamenii care au votat, oamenii care... ei sunt alegătorii, ei sunt cei care suferă în primul rând de urma unor măsuri, ei trebuie să întrebe direct la sursă. Hai să vedem, poate avem noroc de data asta. Da? Alo, bună ziua! Să rămână, poftiți! Cu domnul care a venit acum în studio, acolo, că n-am fost de prima domnul, dată, de la început... Domnul deputat în Parlamentul României, Radu Coclici. Așa, doresc să vorbesc cu domnul Radu. Vă rog să întrebați. Domnul Radu, vreau să vă spun în legătură cu apa de aici, de la Ocna Mureș. Eu sunt o femeie care am diabet, îmi trebuie foarte multă apă să beau și aici apa e numai noroi. Nu știu de ce plătim atâția bani și noi n-avem apă să bem. Domnule, am pensie 3 milioane jumate, eu nu-mi permis să-mi cumpăr apă de la magazin. Da. Auziți? Da, sigur. Vă auzim. Dacă mai aveți vreo întrebare. Altă întrebare mai am, cu groapa cu gunoiul. Tot gunoiul din oraș, de la Baci, de la Porș, de la tot felul, de la spital de sus. Tot gunoiul se bagă în groapa orașului aici. E o putoare de nedescris. Când pleci în oraș, nu poți să treci pe acolo că te neci de miros. Vorbiți nu de groapa de gunoi a orașului, ci de gropile salinei. Ale salinei, da. Da, gropile pline da. Cu apă. Păi am întrebat ca să nu facem vreo confuzie, că orașul mai are și o groapă de gunoi. Și acolo e normal să arunce gunoiul, da. Da, altceva, doamna Maria. Altceva nu mai am ce să zic. Bine, doamnă, mulțumim. Închideți ca să ascultați răspunsurile, da? Bine. Bun, la revedere. Da. Referitor la apă. Problema este probabil din stația de epurare a orașului. Nu. Din ce știu eu că am discutat cu cei de la apă, este o chestiune de la Sebeș. A județului. Da. Deci, așa se spune. Aducțiunea de deci, doamna apă, Maria, da, deci, corect. Deci, nu pot să vă dau un răspuns punctual pe loc, dar dacă lăsați un număr de telefon... Sau nu știu, o să îl informez pe domnul bucătarul. Dacă spuneți mie, îi răspund eu, doamne Maria, că sigur, o să iau legătura cu domnii de la Apa Mare, de la Alba, cu domnul director Lazar, să vedem exact, probabil este capătul coloanei și s-ar putea întâmpla niște chestiuni care nu mi le explic. Deși vă spun că trec... Prima stație de epurare este chiar sus la Sebeșel, care... tot epurează, dar în fine. Nu intrăm în amănunte. O să vorbesc direct, o să fac o întrebare domnului director Lazar Viorel și vă informez în cel mai scurt timp de chestiunea respectivă. Eu mă întâlnesc destul de des cu doamna, înțeles, așa am să-i spun despre ce... Referitor la haldele de gunoi sau gunoiele aruncate aiurea, aceasta este, ce să zic, civilizația românului și sunt unele instituții ale statului care nu-și fac datoria. 1. Este, cred că domnul consilier poate să-mi spună că este serviciu de salubritate la primăria Ocna Mureș și 2. Părerea mea personală că dacă sunt oameni sau instituții care aruncă acolo, exact cum a spus, dacă a spus spitalul, este chiar o chestiune gravă care aruncă, pentru că alea, după părerea mea, trebuie stocate și incinerate, pentru că nu știi ce... analize s-au făcut în eprubetele respective sau în siringile respective. Iar aici o să iau legătura direct cu Garda de Mediu pentru problemele semnalate de dumneavoastră. Apropo de Garda de Mediu, aici suferă de fapt exact cei care sunt nevinovați de povestea asta. De ce? Întâmplător cunosc povestea asta, că nu e nouă. Am mai discutat-o de la masa asta. Întrebarea adresată și domnului primar. Asta îi se adresează la fiecare emisiune. Ce se întâmplă cu gropile astea? Gropile, practic, nu sunt ale primăriei, sunt ale salinei. Salina, săracii au făcut un gard acolo, tot repară, îl tot aranjează și... numai o secundă. Și oamenii tot aruncă.
tot arunc. Da? Alo, bună ziua. Bună ziua.